Deci, după cum v-ați dorit, astăzi vă povestesc cum am ajuns eu într-o seară, parcă de vine dacă am scris bine în jurnalul ăsta, să mă plimb prin Bloody. Așa se numea clubul din Vâlcea, care acum cred că s-a schimbat în Divino. Și cum am ajuns eu să mă plimb efectiv gol, pușcă, printr-o mare de oameni mirați. Și cum am mers acasă după, într-un taxi care mă jur. Așa de creepy momentul ăla, încât uneori, seara când mă culc încă pot să-l văd pe nea taximetristul la care se holba la mine, nu? În fine, totul începe la școală. Eu în clasă, în ultima bancă cu stânga lângă geam, stau și îmi văd de treaba mea când deodată intră în clasă unul de-a 12-a, care începe să ne povestească și să ne împartă fluturașele cu conflictul liceelor. Conflict al liceelor care se ținea de obicei în clubul orașului, cel mai la îndemână tuturor la momentul ăla fiind Bloody-ul. Vine, vorbește la 5 minute despre ce licee o să participe, cât costă intrarea, etc, etc. Nu-l bagă nimeni în seamă. Pleacă, vine colegul din prima bancă la mine și îmi zice: hai domne la sală. Nu prea înțelegeam eu care e legătura dintre ce se întâmplase mai devreme și sală, dar am zis ok. De vremea aia făceam sală sus la Casa Științei, pentru cei care sunteți din Vâlcea, acolo se numea La Fiare, sau cel puțin așa îi ziceam eu. Și era cea mai ghetto sală posibilă din oraș. Era super ieftină, gen 20-30 de lei pe lună pentru abonament și aveai full fierătănii. Nu tu dușuri, nu tu scripeți, gen efectiv pușcărie. Dar îmi plăcea mult, mai ales că proprietarul era un domn în vârstă care era tare al dracu, dar simpatic. Să vezi un moșuleț mic și cocoșat care urlă și dă cu gantere după niște munți de oameni care nu puneau greutățile la locul lor, era tare amuzant. Așa, deci intru eu cu colegul ăla al meu în sală, tragem, facem ce știam cel mai bine, ne împachetăm lucrurile frumos, coborâm scările, sala fiind la etaj, ieșim în fața clădirii și fix lângă ieșire, bum, dicta mai hoarda de oameni mari care așteptau la coadă să intre în club. Club care se afla fix lângă sala noastră. Mă uit eu la colegul, se uită el la mine, ne scoatem din buzunar fluturașele de la școală, ne amintim de conflict și în secunda 2, parcă o văd pe una care îmi face semn cu mâna, indicând practic să intru naibii mai repede în club, că mai e puțin și începe. Acum vă dați seama, eu eram fix în situația asta. Una bucată daragiu cu un short pe el, un tricou, un ghiozdan și niște adidas, că na, tocmai ce ieșisem din sală, și un coleg care de altfel a și fugit în secunda 2 când și-a dat seama pentru ce ne cheamă fata aia înăuntru. Dar până la urmă, zis și făcut. Nu știu cum, de ce și cine, dar în secunda 2 eram înăuntru cu 3 fete pe care, mă jur, că nu le știam, dar care țineau să-mi zică la fiecare 5 minute câte o amintire pe care o petrecusem împreună acum mult, mult timp. Gen, bă, Alexe, mai ții tu minte când eram în mall atunci, am vărsat sucul ăla pe copil și după a început să plângă, bă, vai, ce amuzant a fost, ce vremuri. Nu, femeie, nu țin minte așa ceva, dar mi-aș fi dorit, probabil, ca asta să fi fost cea mai mare problema mea de atunci. Dar nu, cea mai mare problema mea se punea în felul următor. Trec câteva ore și de nu știu unde m-am trezit așa, cu un sacou pe care încă l-am acasă la Vâlcea în dulap, numit și sacoul fantomă, dar în picioare. Totuși, în continuare aveam shortul de la sală și adidasii. Acum, în haosul de atunci, voi vă dați seama, am început să mă panichez, pentru că unul, nu știam dacă m-am îmbătat și hainele alea de pe mine ar fi fost vreo iluzie optică sau ceva, deși cam greu, sau doi, dacă nu cumva m-am îmbătat și fetele alea încearcă să-mi joace o festă, ca după ce mai stăm noi de vorbă, așa puțin, să vină unul și să mă întrebe de ce i-am furat hainele, ca după urmând să ne batem ca proști în mijlocul clubului, ceea ce nu prea aveam chef, așa că m-am ridicat eu repede de pe scaun și am început să mă îndrept spre baie, pentru că după calculele mele, ale oricui ar fi fost hainele alea, în 5 minute conflictul se termina. Se anunțau câștigătorii și după toată lumea mergea acasă. Deci cumva trebuia să mă mișc repede și să returnez chestiile astea, iar după să mă tirez acasă, până nu observă tot clubul cât de adecvat îmbrăcat era. Mă duc eu repede la baie, bă, și când să intru, alunec frumos pe un șervețel ceva, direct în șpagat. Mă ridic, nu văd să fi făcut vreo daună sau să se fi holbat cineva la mine, ceea ce era perfect pentru că încă erau atenți la anunțarea câștigătorului. Mă scutur frumos, mai fac doi pași și mă închid în baie. Dau repede totul jos de pe mine, le agăț undeva, îmi caut ghiozdanul, nu-l găsesc, deci practic toate șansele mele ca să-mi găsesc orice urmă de haină normală sau măcar care să-mi aparțină erau zero. Zic ok, mă uit în oglindă și cu coada ochiului realizez că ceva nu era în regulă și mai exact, shortul de pe mine. Practic
practic, după ultimul spagat efectuat, aveam o mare ruptură între picioare. Și când zic mare, imaginați-vă că din pantaloni, ăia s-au transformat direct în fustă. Atunci, real, nu știu dacă măcar mai realizam ce mi se întâmpla, nu știu dacă era de la băutură sau de la stres, ori toate combinate. Dar ies eu așa scoțian din baie și mă îndrept direct spre ieșire. Mai aveam undeva la 2 minute până să se termine și cu anunțatul câștigătorilor, iar oamenii să se întoarcă și să mă vadă în toată splendoarea mea. Da, și by the way, ăluia care i-am luat sacoul îmi pare rău, dar a trebuit să mă întorc în baie și să-l trag pe mine și apoi să fug repede afară, pentru că ghiozdanul pe care credeam că l-am lăsat la masă nu mai era nici măcar acolo. Și nici timp să mai stau după el nu mai aveam. Așa că fug spre ieșire, deschid ușa și dintr-un moment de libertate s-a transformat totul în rușinea mea când am văzut câți erau afară la fumat. Bă, toată scara era full de din ăștia care au venit la club, mai mult să, na, combine decât să se uite efectiv la ce se întâmpla pe scenă. Și vedeai cum fumau toți frumos și mai nou se uitau mirați la prințul Scoției în toată splendoarea lui. Vă dați seama, adidas, fustă și sacou, reinventarea modei, ce mai. Aud aplauzele din club, deci probabil se terminase totul. Fug spre taxiurile ce staționau în față de obicei. Intru într-un Logan, cu toate că acolo mai era și un mare Audi A6 ca taxi. Zici și tu în Vâlcea, doar că acolo mi-era puțin rușine să intru la cum arăta. Îi zic șoferului adresa și bagă mare. De pe geam mă uitam cum ies copiii aia din club, dar mai mult de atât, ce încercam eu era să nu fac contact vizual cu șoferul și mai ales să nu vadă dracu cum arăt. Adică atunci când m-am urcat în taxiu, m-am urcat în spate cu un motiv, știi? Și pe la jumatea drumului, ca orice taximetrist, cum se cade, începe să mă întrebe: "Șei, t-ai distrat?" Mă uit la el, trebuia să-i răspund repede ceva ca să nu par suspicios. Îi zic că da. Și după bum, direct prelegere despre de ce tineretul din ziua de azi nu mai e ce a fost, ba că nu mergem la vot și cum viitorul depinde de noi. Chestiune cu care sunt total de acord, by the way, dar și cum se distra el când era mic și ce prostii facem noi în club și cum ne îmbrăcăm și cum la 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 la. Iar eu eram acolo inocent într-un colț, îmi țineam de fustiță cât să pară cât de cât cam pantalonii care au fost odată și când aproape să ajunge la destinație, intră pe străduța greșită. Bă, și asta era la vreo 15 minute de blocul meu, gen. Nu era așa departe, dar la cum eram îmbrăcat, cred că mi-intra frigul și pe unde nu ne așteptăm să intre. Așa că dau să-i zic ceva când să realizez că dacă mai scot și un sunet, la cât de creepy se uita tipul ăsta la mine tot drumul. Parcă nu aș fi vrut să știe și unde stau acum. Adică nu știu ce probleme avea în viață, dar privirea asta nu o să mi-o mai scot niciodată din cap. Și evitam cu orice preț să știe că am și fustă pe mine, că ar fi fost cu totul altă discuție. Așa că îl las să meargă pe unde vrea el, oprește mașina, zice cât costă și ca orice taxi metrist normal, când te întreabă de bani, aprinde și becul ca să vezi cât scoți, nu? Ei bine, eu tot drumul îmi calculasem fix cât trebuia să-i dau și de altfel toți banii pe care aveam în short cu mine. Cât să nu trebuiască să stau atunci la final să număr totul și să apuce cumva să se întoarcă spre mine cu becul aprins. Așa că oprește mașina, nici n-apucă să-mi zică ceva, întind banii și o tulesc ca un dement pe ușa din spate, intrând direct în prima ghenă de gunoi, în dreptul căreia a și oprit omul, așteptând să plece ca să pot să fug și eu acasă. Dar nu. El a decis să stea cu farurile pornite încă vreo 15 minute, cred, acolo pe loc, probabil așteptând și el la rândul lui următoarea comandă. Nu știu, dar eu eram blocat în frig, în fustă și lângă niște tomberoane care nu miroseau așa bine. Stau și mă gândesc ce să fac, ce să fac. Că dacă intră vreun boschetar peste mine, la cum arătam în momentul ăla, îmi era cam greu să port orice discuție și să mă creadă careva. Și cât îmi frământam eu creierii pe acolo, într-un final văd cum lumina din taxiu se stinge și ăla dă să plece. Am așteptat să se îndepărteze un pic și fug repede acasă, așa cu fusta între picioare. Intru în casă, mă pun în pat, scriu totul în jurnal și direct o trag pe dreapta, fără să mă mai gândesc vreodată ce s-a întâmplat în ziua aia. Până acum. Psst, psst, băiatu. Dacă tot ai rămas până la final de video, poți alege scriindu-mi în comentarii care să fie episodul de miercurea viitoare. Scrie ori dacă vrei să vă povestesc cum am fost eu prima oară la 18 ani, imediat după ce mi-am reînnoit buletinul într-o secție de votare participând din prima, chiar parte din comisie, și ce șmecherii am văzut eu că se practică pe acolo, sau să vă spun despre primul meu job avut vreodată. Spor la ales!